Astăzi este sărbătorită Ziua Artileriei Române Moderne. Se împlinesc 174 de ani de la înființarea primei subunități de artilerie, consfințită prin decretul prințului Gheorghe Bibescu în anul 1843. Evenimentul constituie un prilej pentru pasionați de a vizita unitatea militară 01354 din Baia Mare, care astăzi și-a deschis porțile pentru public. Copiii pot vizita astăzi standurile de tehnică specifice unității militare 01354, tun antitank calibru 100 mm, instalații de lansare rachete antitank dirijate, tehnică de comunicații, armament de infanterie, armament de aparatură de artilerie, tehnică auto, precum și un stand de promovare a carierei militare. Elevii au fost încântați de această experiență pentru că au avut ocazia să vadă pe viu tehnica de luptă a militarilor băimăreni și chiar să tragă cu arma. Sunt multe arme și putem să tragem cu ele, să ne jucăm, dar nu și când sunt încărcate. N-avem voie. Am tras cu arma, am vorbit la stație. Am urcat în mașini. Da. E fain. Da, e foarte fain aici. Am tras cu armele, cu pistoalele, cu pușile, cu micranelele. Am vorbit la telefoane din alea. Am vorbit la stație. Mie mi-a plăcut aici. Cred că o să mă înscriu pentru că îmi place să trag cu arma și îmi plac mult tancurile și tunurile. Și a fost foarte frumoasă experiența aceasta. Astăzi, peste 800 de copii au vizitat unitatea militară 01354 din Baia Mare.